Hey, salutare oameni buni și bine v-am găsit la episodul 123 din seria noastră favorită de survival, adică survival cu Colpir. Eu sunt Colpir, salut, hey! Dacă îți place ceea ce fac și dorești să susții canalul, poți să devii un membru și vei avea acces la comunitatea dedicată membrilor și camera specială pe Discord, unde poți să mă ajuți pe viitor să creez alte videouri. Pentru mai multe informații, apăsați pe butonul Alătură-te și desigur vă mulțumesc tuturor celor care ați devenit membri de la ultimul episod. Oameni buni, poate ceva vi se pare că arată puțin cam dubios. Eu de obicei foloseam Optifine, shader-ul de la Optifine. Dar acum nu-l mai am, pentru că nu mai am Optifine-ul. De ce vă întrebați voi acum? De ce nu ai Optifine-ul, bă, Colpir? Ce ai făcut? Ei bine, uitați-vă ce scrie acolo. Minecraft 1.15.1. Am dat update la harta noastră minunată ca să obținem și noi niște albine și să ne jucăm puțin cu ele. Și aici, în bază la mine, văd că am cam puține FPS-uri. Dar nu este nicio problemă, o să supraviețuim. Aștept cu nerăbdare Optifine-ul, pentru că mă ajută într-adevăr foarte mult. Și da, astăzi mergem într-o mică aventură înspre albine. Adică trebuie să căutăm teritorii noi, pentru că da, o să mergem prin Nether, o să facem un tunel nou sau ceva de genul ăsta, că altfel n-avem cum să facem. By the way, am schimbat și această scară. Înainte era o scară de genul acesta, de Dark Oak, pe mijloc și arăta foarte oribil, dar asta am schimbat-o pe un livestream și mi se pare că arată mult mai bine. Și s-ar putea să mă auziți puțin mai răgușit, pentru că sunt răgușit. I'm stupid, I know. E a doua oară când recesc foarte, într-o perioadă foarte scurtă. Stupid, știu. Da, și acum hai să zburăm puțin și până la zona unde făceam eu cabana aia, tot așa pe livestream am făcut o cabană și vreau să vă zic că, bă, este foarte ușor să-ți activeze litra acum pe 1.15, deci este incredibil de mișto și de ușor, zbori super repede și what the fuck. Hey, dați-vă jos de acolo, you stupid! Ah, da, și să nu mai spun că mi-am pierdut oaia. Știți oaia Jeb care stătea aia acolo? O împins o bulangie aia, frate. Ah, nu mai găsesc oaia Jeb. Deci dacă găsim oaia Jeb, trebuie să o păstrăm neapărat. Eu, serios, chiar a dispărut. Acolo stătea de la începutul sezonului aproape. Și cred că o împins-o ăștia. Ori a murit, ori a plecat. God damn it. Mă rog, hai să vă arăt cabana. N-am reușit să o completez, bineînțeles, am făcut doar un livestream, n-am reușit să o completez, dar arată cât de cât ok și cred că o să mai continui pe livestream-uri sau pe episod, depinde cum îmi vine și mie. Bun, am făcut puțin interiorul, nu este cine știe ce, în rest nimica foarte wow. Bine, pe livestream e și greluț să faci chestia asta, pentru că trebuie să stai și să vorbești, să construiești, să fii atent și acolo, și acolo, și acolo. Dar eu zic că tot este un proiect mișto și așa pe livestream mă vedeți și pe mine când construiesc chestiile astea și cred că este destul de cald lumea. Bun, gata cu vorbăreala, cu chestiile astea, cu nebuniile astea. Mergem în Nether și vă zic eu în ce direcție mergem ca să căutăm albinele. Suntem aici la minunatul nostru Nether Hub și avem așa. În direcția asta avem Nether Portal-ul. Nu, înspre End. Da, aici mergem înspre End. În partea asta mergem înspre The West, să zicem, Western Town. Aici mergem înspre 1.13, cred, ăla cu oceanul, unde am găsit chestii cu ocean și ai de mers foarte mult până acolo. Și aici este o șmecherie, gen, dacă mergem așa încolo, dăm peste vikingi, dar dacă mergem în direcția asta și dacă mergem cu grijă, ok, o să dăm peste un portal care ne duce înspre nu ne duce înspre albine, ne duce înspre un deșert. Și în acel deșert tot am mai luat eu sand ca să construiesc chestii de-a lungul timpului. Și cred că continuăm cu acest tunel, să mergem mai în față sau mă duc fix acolo. Da, nu, cred că mai bine facem un tunel, să mergem tot așa încolo. Și nu știu câte blocuri ar trebui să merg ca să dau de teritorii noi, sincer chiar nu prea îmi dau seama.
Deci ăsta este ăla înspre Send. Deci imaginează-ți cât am de mers. Am de mers destul de mult, zic eu, nu? Cam câte blocuri ar trebui să merg? 10.000 de blocuri? Bă, stai puțin, că e prea mult. Deci suntem undeva la X minus 11, ăsta rămâne la fel. Deci suntem la 493 Z-ul. Da? Deci ar trebui să merg mult mai mult. Am început eu să sap așa în continuare, să fac un tunel, să fac toate, dar m-am gândit, bă frate, până la urmă mie ce-mi trebuie așa de tare un tunel până acolo? Ideea este să găsesc acum niște stupuri, da? Stupuri de albine și să iau niște albine. Asta e toată șmecheria și ca să iei albine o să-mi trebuiască silk touch. Și avem silk touch, ceea ce e foarte bine. Uite, o chestie nouă în 1.15, respawn point set, pentru că poți să-l setezi și... Dacă aveam alt pat și eram în altă parte, uite, de exemplu, așa, punem aici, respawn point set, îl facem fără să ne mai culcăm, nu mai trebuie să așteptăm noaptea acum ca să fie chestia asta. Bun, deci dacă mergem în direcția asta, iepurașule, știu că am, n-am morcov, poftim, nu, ăsta nu e morcov, oricum nu-ți dau, fuck off, așa, dacă mergem în direcția asta o să găsim până la urmă niște... stupuri de albine, așteptăm să fie albinele înăuntru stupului, luăm stupul și după ne mutăm acasă la noi, da? La fermele noastre. Și cred că asta o să fie cea mai bună metodă, pentru că n-am nevoie de un portal până acolo, n-am nevoie să merg de fiecare dată atâta... Dar chiar n-am nevoie, da. Așa m-am gândit eu, eu zic că e mai logic. Deci trebuie să căutăm acum o pădure de oak și niște albine, bineînțeles. Nu pot să cred că am mers în direcția greșită și am mers înspre casa mea și eu mă uitam peste tot să văd dacă găsesc stupuri de albine. Am mers total în direcția greșită, deci nu trebuia să merg înspre nord, trebuia să merg... Deci, stai. Deci, eu am mers așa, înspre nord. Dar portalul m-am dus înspre sud. Deci trebuia să continui spre sud să merg atunci. What the fuck? What the fuck, man? Ah, come on. Hai că a doua oară au fost cu noroc, am găsit și un biome de mesa foarte, foarte rapid. E bine de știut că în direcția asta avem și mesa. Pentru că, sincer să vă spun, am uitat unde sunt cealaltă mesa pe care le-am mai descoperit. Am mai descoperit eu câteva la un moment dat, dar chiar am uitat pe unde mai sunt acum. Trebuie să mă uit la videoclipurile vechi ca să-mi amintesc unde sunt. Ah, oh, goddammit. Bun. Hai să dormim că vine Bobo. După calculul meu ar trebui să fie aici niște albine pentru că suntem în câmpie cu sunflower și știu că pe câmpia cu floarea soarelui găsește albine, se spawnează stupuri de albine, se mai spawnează în câmpie simplă și se mai spawnează în biomurile cu flori, multe flori, dacă știți biomurile alea. Gen, este un munte, foarte, foarte multe floricele diferite de toate națiile. E, acolo se mai spawnează albine. Dar acum, nu știu ce să zic, frate. Adică dacă noi suntem aici, ar trebui să găsim măcar un stup de albine. Ori mergem iarăși prost, cu toate că mă îndoiesc. Nu știu dacă ăsta a fost explorat înainte. Dar nu cred, nu cred, fraților. Și tot nu găsim albine. Credeam că o să fie mai ușor de atâta. Credeam. Fraților, dacă nici aici nu găsim, este gravă treaba, pentru că am dat peste un biome plin cu flori de ăla de care v-am zis eu, se cheamă Flower Forest, da? Pădure plină cu flori. Și aici ar fi trebuit să fie vreun stup ceva, habar n-am, așa scrie pe Wikipedia, da? Ori am mai fost pe aici, cu toate că mă îndoiesc, mi se pare foarte nou și foarte mare acum biomul acesta. Înainte era foarte mic, în 1.15 poate l-o mai modificat puțin, uite puțin cât de imensă-i. Acum trebuie să stau să mă uit atent, să caut o mică albină care se plimbă și muncește pe aici și să o fur. Sounds interesting. Totuși nu știu ce naiba se întâmplă, că nu văd niciuna. N-ar trebui să fie așa de greu de găsit, for fuck's sake. Tu nu ești albina. Ha ha ha! I found it! I found it, for fuck's sake! Amazing! Uite, bă, ce stup frumos de albine, unde sunt albinuțele mele?
Unde sunt albinuțele mele? Ăla e alt stup? Nu, tot mi-a luat apă de multe ori și am crezut că ăla e stup, dar de fapt nu e stup. Bun, avem un stup, dar where is the albine? Dacă dăm click dreapta, nu, dacă dăm, apăsăm F3 și era pe undeva, trebuia să mă uit și mi-arăta câte albine sunt înăuntru, dar nu, e honey level 0, în partea dreaptă scrie acolo, dar nu mi-arată câte albine sunt. Minecraft empty, target block, bee nest facing south, honey level. Sunt curios dacă sunt albine aici înăuntru, asta sunt eu curios, că dacă nu sunt albine înseamnă că degeaba, dar ar trebui să fiecare bee nest de ăsta se spawnează cu 3 albine. Cel puțin așa zice Wikipedia, da? Uite-le, le-am auzit pe nebune. Ia uite, bzz, 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 bzz. Cum s-a dus? Aveți da flori aici, mâncava-și sufletelul vostru. Duceți-vă și luați polen. Sau oare să le iau? Să le iau așa? Pot să le mulțesc, nu? Merită, frate, să-mi risc acum? Am auzit un bâz, bâz. Oare merită să o iau? Ah! Au ieșit una. Nu-i bun. Așteptăm să intre. Trebuie să fie măcar două înăuntru. Că după pot să le mut la mine acasă. Acum, clar, trebuie să aștept să intre două. Trei, sunt trei, da, trei, gata. Așteptăm să intre astea trei, le luăm acasă și de acolo de acasă cred că ne descurcăm. Acum, na, trebuie să așteptăm să-și facă la funduleț polenul ăla frumos și da. Una s-a băgat înăuntru, bun, nice, nice. Foarte drăguț. Și plictisitor în același timp. Mișcă-ți fundul! Albina asta s-a cam blocat aici. Săraca. O ieși sau a intrat? Păi și s-a intrat cealaltă albină. Fuck. Man. Vreau să fiu sigur că-s două. Honey level 3. Ești nebun? Cred că sunt două aici, fraților. Eu mă risc. Sunt două. Trebuie să fie două, ia să ne uităm. NBT tags, două. Sunt două albine. Ar trebui cu două albine să ne descurcăm, fraților. Văd că asta nu s-a mai enervat pe mine. Trebuie să ne descurcăm, dar dacă mai găsim acum, o să mai caut niște stupuri. Și dacă mai găsim, le luăm. Deci, oameni buni, dacă vreți să luați stupurile astea de albine, vă trebuie neapărat silk touch, să aveți grijă. Și să fie măcar două albine acolo înăuntru, ca să puteți să le mulțiți după. Că după puteți să le mulțiți cu floricele de astea, nu contează ce tip de floricică. Nu mai dați așa, click dreapta pe una, pe cealaltă și gata, aveți un baby bee. Bun, eu mai caut încă una, dacă găsesc bine, dacă nu e nicio problemă, putem să mergem direct acasă, cred. Am găsit încă un stup, eu îl iau direct, nu mă interesează și hai să vedem, ăsta are 2, ăsta are tot 2. Bă, sigur sunt albine aici, da? Știu că NBT-ul înseamnă că au albine. Bun, am găsit 2, super. Dacă nu, tot are o albină simplă, trebuie să fie măcar una. Gen, într-un stup, știi? Și în cealaltă stup încă una și ar trebui să fie ok. Bun, acum eu mai culeg câteva floricele. Nici nu știu cum aș vrea să le fac un loc special pentru albine, sincer. Un loc foarte frumos acolo la zona mea unde am foarte multe ferme. Merge să facem un loc frumos și pentru albine. Am ajuns în sfârșit și eu acasă și trebuie să ne gândim unde să punem aceste albinuțe. Înainte era... Tot acesta mi se pare că este biome, Minecraft Forest. Știu că erau foarte multe floricele pe chestia asta și mă gândeam că era de la de Flower Forest, dar whatever. Cred că uite aici. Aici mi se pare un loc destul de interesant să punem albinuțele noastre la muncă. Ha, 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 ha. Bun, problema este în felul următor. Cum facem un loc drăguț pentru albine? Cum facem noi un loc drăguț pentru albine? Le-am adus niște floricele, mai am pe acasă 100%, putem să mai culegem, nu este bai. Dar cum facem un loc mișto și să culegem și mierea de albine și să fie productivă chestia asta? Lăsați-mă puțin să mă gândesc și revenim cu soluții. Ei bine, am făcut puțin research să văd, bă, ce construcții au făcut oamenii cu aceste albine și cum au mai făcut ca să arate ceva interesant, să fie ceva cât de cât diferit, să nu fie pur și simplu o fermă de aia
basic de redstone și toate alea. Nu, eu vreau să arate frumos. Și am văzut la o fată care face YouTube cu Minecraft, Gemini Tay sau ceva de genul o cheamă, și a făcut un fel de greenhouse unde are floricele și aceste bee nest-uri și toate nebunile astea. Și m-am gândit, uite, aici o să fie un bee nest, aici o să fie un beehive, un beehive și un bee nest, și pe părțile astea o să fie floricele. Pe aici putem să mai punem altceva, pe aici iarăși floricele și toate nebunile astea, eventual. Aici o să fie dirt, bineînțeles, în caz de nu v-ați prins. Și o să înlocuim chestiile astea. Cred că o să fie dublu. Cred că o să fie dublu, care arăta mai interesant. Și lăsăm un spațiu de 3 între ele, ca să putem să ne plimbăm ca lumea. O să vedeți, o să arate destul de interesant chestia asta. O să ne trebuiască foarte mult glass, pentru că un greenhouse de genul acela are nevoie de foarte mult glass, ca să pătrundă soarele la floricele și la albine, să fie totul frumos și drăguț. Așa că, polpir, adu-ți. În primul rând, cred că putem să facem chestia asta, să înlocuim asta cu dirt, să punem deja albinele să-și facă treaba și după noi să ne apucăm de construit. Mie mi se pare o idee destul de bună. Hei, avem un baby bee, oameni buni, avem un baby bee, mă bucur, este super șmecher chestia asta. Am început deja să le mulțesc puțin, să fie cât mai multe, să nu fie prea puține. Am pus și berry bushes, că am văzut că și din berry bushes poate să obțină polen și toate alea. Am văzut că nu și-au damage din berry bushes, deci e foarte bine de știut chestia asta. Acum încerc să le pun cât mai random și să fie mai diferit și bla 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 și bli bli bli, cum vreți voi. Ideea este că îmi place chestia asta, nu știu de ce, dar îmi place așa tare să mă joc cu albinuțele astea și să le fac chestii. Ar trebui să scoatem din zonă toate floricelile, pentru că ele o să se ducă ca nebunele în alte direcții și nu vreau să-mi pierd albinele, așa că scoatem tot ce avem. Uite, vedeți? Se duc ca nebunele, în loc să se ducă fix aici unde au nevoie, unde trebuie să stea. Uite, se duc și astea mici, serios? Ce drăguț, frate! This is crazy! Trebuie să scoatem... nu, veniți înapoi! Ar trebui să știe să se întoarcă înapoi, pentru că alt stup nu au. Și... bine, când o să punem... urmează acum să punem pereții și toate alea, nu cred că o să mai iasă de nebune așa. Sper! Vom vedea cum funcționează. Nu știu dacă sunt cele mai deștepte animale, dar ar trebui să fie. Ei bine, oameni buni, după cum vedeți, ăsta este de level 5, honey level 5 în partea dreaptă. Scrie și o să-i punem un campfire aici, la fel și la astea care încă nu sunt. Astea o să fie beehive-uri, oameni buni. O să le facem imediat, dar ca să facem beehive-uri trebuie să obținem mai întâi niște honeycomb-uri. Așa că luăm de aici asta și sper că avem un foarfece. Și avem un foarfece și acum nu știu unde sunt albinele. Ori sunt înăuntru, dar pe afară nu sunt. Cred că sunt înăuntru. Bun, deci putem să facem chestia asta lejer fără să ne atace nicio albină, pentru că fumul le liniștește. Și cu 3 din astea, dacă mergem să luăm puțin lemn, putem să craftăm beehive-urile și putem să facem așa și așa. Și gata, avem un beehive și acum cu cât mai multe albine o să fie cu atât mai bine, pentru că au loc să vină și în beehive-ul ăsta, stupul ăsta artificial pe care l-am creat noi. Bun, cred că vreau să fac... Au, nu mai bine scot ăsta așa. Da, cred că e mai bine așa, scoatem, punem și așa era, 3 distanțe între ele, țuții și punem și campfire-ul, perfectos. Mai, super, încă 3 ar trebui să putem să luăm de aici. Așa și gata, am completat și partea asta și acum putem să ne apucăm de construit. Bine că mai vreau să mai adaug alte chestii, dar mai bine construiesc eu și revenim cu rezultatul final. Ce ziceți? Pentru că o să fie o construcție destul de măricică și da. Nu știu ce să zic despre chestia asta cu fumul. Dacă aș putea să o elimin cumva, dar nu cred că o să pot să o elimin. Nu știu, dacă aveți idei cu chestia asta cu fumul să nu mai fie, să-mi lăsați și mie în comentarii, că n-am nicio idee cum să scap de fumul ăsta. În sfârșit am terminat acest greenhouse, oameni buni, cât o durat, deci pare simplu de făcut, dar o durat
Cred că 2 ore. 2 ore o durat să fac nenorocirea asta, dar într-un final a ieșit superb, superb. Numai că trebuie să mai adăugăm câteva detalii care o să ajute și mai tare construcția. De exemplu, înăuntru să punem niște coarse dirt, să punem niște bariere, nu chiar bariere, chestii care să susțină dirt-ul. O să vedeți imediat că acum facem și chiar ne și culcăm ca să fie zi și uite puțin ce mișto se vede și noaptea cu lanternele alea. Superb, superb, oameni buni. Imediat vă arăt construcția mai bine, imediat. Nu mai aveți puțină răbdare. Așa, avem nevoie de câteva din astea și ceva de genul. Vedeți, aici am ascuns focul cu trapdoor-uri și dacă am pus trapdoor peste chestia asta, nu mai iese fumul așa de tare cum ieșea înainte. Deci, practic, am rezolvat problema cât de cât. Și aici, în spate, o să punem flori mai înalte și în față punem flori cele mai mici. Și vreau să fie susținute de chestia asta, care arată destul de ok. Așa, să nu folosim tot trapdoor de asta, să fie ceva mai diferit. Și prin mijloc, nu știu, nu o să fie frunze, o să... Ai, nu frunze. Nu o să fie... floricele, o să fie altceva, zic eu. Acum nu știu ce să zic, dacă e bine sau nu. Oricum avem și coarse dirt și putem să facem ceva de genul ăsta acum. Pam, 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 să ne jucăm, să punem coarse dirt peste tot, să fie frumos și drăguț. Pam, pam, pam. Am făcut și intrare și ieșire. Acoperișul este făcut în stilul unui barn, știți? Știți ce vreau să zic? În stilul unui barn, așa arcuit, frumos. I-am pus, n-am zoom-ul, că v-aș arăta mult mai bine. I-am pus, nu foarte multe detalii, dar mi-a consumat o grămadă de glass și o grămadă de lemn. Credeți-mă că îi destul de mult lemn, nu e chiar așa puțin cum pare. Și eu am crezut că, bă, stai puțin că imediat facem asta, țaca, paca. Nu a fost chiar așa, colpir. Nu a fost chiar așa, mult mai greu de atâta. Bun, așa, și aici o să punem coarse dirt-ul, dar am niște mici probleme cu aceste albine și nu înțeleg de ce, că mă enervează aproape, că fiți atenți, oameni buni. Deci, ăsta este honey level 4 și ăsta este honey level 1. Nu s-a mai schimbat de când am făcut construcția în 2 ore sau cât dracu am stat aici și am construit. Nu s-a schimbat nimica, nu s-a făcut honey level 3, 4 sau 5, că vreau un 5 ca să văd că funcționează. Dar ideea este că cred că sunt prea puține albine. Sunt prea puține albine și trebuie mulțite ca să... Câte 3 albine pot intra într-un stup. Înseamnă că trebuie să avem mult mai multe albine ca să poată să intre și în stupurile astea. Și de asta eu tot aștept să iasă albinele și să le mulțesc. Uite, de exemplu, pe asta i-am dat repede și acum mai așteptăm una să iasă și îi dăm. E bun. Dar așa, în mare parte, arată superb. Și vreau să adaug și florile alea mai mari și după să adaug și niște frunze de astea pe care le-am pus pe aici. Ar fi ca lumea să le adăugăm și pe sus, pe acolo. Pe sus am pus niște string ca să nu se spawneze niciun monstru. Ca să fie totul safe pentru albinuțele noastre. Și prin mijloc cred că o să punem niște stone ceva. I don't know, o să vedem. Noi suntem băieți mari. Hei, tu! Du-te tu! Dar nu i-am dat deja lui asta. Unde s-a dus cealaltă? Vreau să vă mulțesc, bă, să am mai multe albinuțe aici. Of, of, doamne. Uite-te și pe tine. Vai ce inventar am să-mi bag. Wow, tu and tu. Tu, voi două. Faceți o albinuță, mulțumesc. Încă una, mai vreau una. Bă, fraților, sper că v-a plăcut episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un mare, mare like acolo, să activați clopoțelul cu notificări, să vă abonați dacă n-ați făcut-o până acum și ne vedem data viitoare, oameni buni. Să aveți o zi faină. La revedere.